Consilierii locale ai Comunei Schitu Golești au aprobat în prima ședință din acest an planul de investiții pe anul 2017. S-au alocat bani pentru extindere de asfaltări, drumuri comunale, iluminat public, extindere rețea de gaze, dar și cota parte din bani pentru implementarea a două proiecte. Primul proiect face referire la începerea rețelei de canalizare, iar al doilea la reabilitarea celor două cămine culturale din satul Lăzărești și Schitu Golești. Banii vor fi din fonduri europene. La Schitu problema, ca să zic așa, numărul 0, nu numai 1, 0, este canalizarea menajeră. Pentru că avem 5.000 de locuitori, peste 90% au alimentare cu apă, au băi și evident și în lumina normelor europene și normelor de mediu este evident că canalizarea este mai mult decât necesară. Așa cum se știe, apar și sancțiuni din 2018. Noi am depus solicitare la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru cuprinderea Comunei Schitu Golești pe lista de finanțare conform Ordonanței 28 pentru anul 2017. Așteptăm să primim cumva și confirmarea că se alocă bani pentru canalizarea în Comuna Schitu Golești. Alte proiecte de mare importanță pentru noi, credem, sunt reabilitările de cămin cultural. Încercăm pe o măsură 7:6 să reabilităm căminul cultural de la Schitu Golești. Avem un plan și reabilitarea căminului de la Lăzărești, care se va face probabil cu fonduri de la bugetul local sau bugetul județean. Luând ca model Comuna Lărești, unde toate utilitățile sunt aproape terminate, primarul Comunei Schitu Golești vrea să transforme comuna într-o localitate turistică.